Și nu știu, mi se rup unghiile și-mi cade părul. Uh -huh. Ai luat vitamina D? Și mă dor mușchi și răcesc foarte des. Așa. Ai luat vitamina D, deci? Da, 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 bine, dar ascultă-mă. Tu ce faci să ai tenul așa fain? Cu ce cremă te dai? Băi, ai luat fata vitamina D? Azi vom afla cât de importantă este vitamina D pentru noi și ce riscuri apar dacă nu ai destulă. Bine ai venit pe cel mai mare canal de sănătate din România, Pacientul 2.0, unde toate informațiile de sănătate sunt explicate chiar pe limba ta. Acest material a fost realizat cu sprijinul Pharma Brands, cărora le mulțumim. Eu sunt Diana, iar ea este Dr. Ioana Stavrositu, sunt medic specialist endocrinolog, nutriționist și mama unui băiețel de 3 ani. Și împreună vom afla la ce ne ajută vitamina D. Iar, dacă ești ascultător, avem și niște sfaturi pentru tine, dar asta doar dacă rămâi până la final. Diana, ce este vitamina D? Cred că e vitamina care e numită și vitamina soare, nu? Și Nu, greșit, Diana. Vrei să o lăsăm mai bine pe doamna doctor să ne explice exact ce e? Vitamina D este una dintre vitaminele foarte importante pentru organismul nostru, dat fiind faptul că este implicată în foarte multe procese. Vorbim atât de homeostazia calciului, vorbim de implicarea ei în partea imunitară, vorbim despre faptul că are un rol important și în reglarea sistemului nervos central și, bineînțeles, chiar și în imunitate dar câte tipuri de vitamina D sunt? Cred că trei. Da, există două tipuri de vitamina D. Ok. <laughs> A fost foarte aproape. Totuși Hai să vedem unde le găsim. Vitamina D2, cunoscută și ca ergocalciferol și vitamina D3 ca și colecalciferol. Vitamina D2 o găsim în plante în general, în surse vegetale, iar vitamina D3 o regăsim de asemenea în, în surse animale, cum este de exemplu peștele, o putem găsi chiar și în lactate și în gălbenușul de ou. Și din ce alimente pot lua vitamina D? Alimentele din care putem lua vitamina D sunt uh, uh, lactatele fortificate, uh, sunt uh, gălbenușul de ou, sunt uh, peștele, peștele gras în mod deosebit, uh, cum este somonul, uh, găsim, bineînțeles, și în uh, ceilalți pești, chiar și în peștele alb de genul păstrăvului. Este de amintit faptul că nu reușim să aducem necesarul de care avem nevoie din alimentație pentru pentru a ne uh, stabili un nivel optim al vitaminei D în uh, organism. Ah, ok, ok. Deci, uh, din ce ziceți? Ar trebui să vină cineva acum să-mi facă niște analize, că sigur am un deficit de vitamina D. De fapt, ea pare sănătoasă, dar ea are o jumătate de litru de sânge stricat. Puteți să-mi explicați, vă rog, cum se manifestă? Un deficit de vitamina D îl numim în momentul în care la analizele de sânge observăm o valoare a 25OH vitamina D mai mică de 20 de nanograme pe mililitru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că practic ne supunem la riscul de a ne îmbătrâni sistemul imunitar, ne supunem la riscul de a nu reuși să absorbim destul de eficient calciul, iar de aici, bineînțeles, vorbim de posibilă osteoporoză în cazul femeilor care sunt la menopauză, de exemplu, vorbim de rahitism în cazul copiilor, dar vorbim și de simptome care uneori par mai ascunse, cum ar fi o slăbiciune musculară, vorbim de o stare de moleșeală zilnică, de oboseală sau chiar de anumite simptome ca înțepături la nivelul mâinilor, picioarelor, la nivelul membrelor. Dar doamna doctor ne zice că deficitul de vitamina D poate fi uneori parșiva, spune, cu anumite semne și simptome care nu ne atrag un semnal de alarmă, dar care tot totuși există acolo și nu suntem uh, obișnuiți să le asociem unui deficit de vitamina D. Uh, o oboseală cronică, uh, o stare de nervozitate, de anxietate, răcel și viroze repetate în uh, scăderea sistemului imunitar uh, printr-un deficit de vitamina D, uh, precum și uh, semne poate mai evidente care uneori ne pot duce cu gândul la uh, testare și la dozarea nivelului uh, de vitamina D din sânge, ar putea fi bine înțeles niște începături la nivelul mâinilor sau uh, uh, picioarelor, dar totuși atrag atenția că acestea pot fi destul de târziu, și într-adevăr la nivele uh, sanguine foarte, foarte scăzute. Păi și atunci! Nu pot să stau eu la soare și gata! Expunerea la soare într-adevăr ne ajută să sintetizăm în interiorul organismului vitamina D. Însă, atrag atenția asupra faptului că ar trebui să avem o expunere de 15-20 de minute, măcar de 3 ori pe săptămână, ca să ajungem la o doză optimă de vitamina D în organism. Uh, ce aș mai atrage atenția aici este asupra faptului că, în momentul actual, expunerea noastră la razele solare este minimă. De ce se întâmplă asta? Uh, pentru că trăim în general mai mult în interior, că evităm expunerea la soare, din cauza riscurilor la care ne putem expune în momentul în care radiațiile solare ajung la nivelul pielii și cancerele de piele secundare. Aha, deci e complicat și jucăuș deficitul de vitamina D. Îi place să se joace, dar lasă, lasă, lasă că îl prindem noi imediat. Ok, doamna doctor, dar. Care dintre noi suntem predispuși la deficitul ăsta de vitamina D? Cu toții suntem predispuși la deficit de vitamina D. Acum, în funcție de fiecare categorie de vârstă, bineînțeles, diferă modul în care ajungem practic să avem deficit de vitamina D. Ne gândim, de exemplu, la tineri care sunt în clădiri de birouri, care nu reușesc să se expună la soare muncind pe tot parcursul zilei. Aici, de exemplu, poate fi acesta un factor de risc. Ne gândim, poate, la la, uh, bătrânii care au uh, un necesar mai mare de vitamina D, absorpția fiind îngreunată după o anumită vârstă uh, și uh, necesarul corpului uh, în cazul unei femei, de exemplu, aflate la menopauză fiind mai mare uh, și care nu-și aduc aportul suficient. Păi și să zicem că sunt o persoană care suferă de o boală autoimună. Vitamina D mă ajută într-un fel? Se pare că uh, vitamina D are chiar și un rol în uh, bolile autoimune. Conform noilor studii, chiar și la acest nivel ar putea ajuta și ar avea un impact pozitiv în ceea ce uh, privește uh, starea pacienților care suferă de boli autoimune, vitamina D fiind un antioxidant și fiind și un imunomodulator. Iată ca să merg eu la farmacie, să-mi iau 10 cutii de vitamina D de 2000, parcă așa era, nu? Iana, stop! Uite ce zice doamna doctor! Totuși, sfătuiesc cu drag ca medic să nu uh, autoadministrați vitamina D până nu urmați o indicație certă a unui medic, până în momentul în care nu dozați nivelul la care uh, sunteți în momentul în care vreți să începeți administrarea. Asta pentru că dozele pot diferi foarte mult de la caz la caz și asta și datorită faptului că, până la urmă, nu toate vitaminele D sunt la fel. Uh, da, ok, uh, scuze, scuze, dar mulțumesc mult, chiar mai salvat de niște cumpărături, în plus că și așa, de fapt, nici nu aveam niciun ban de farmacie și... Acum urmează întrebarea serioasă. Ce afecțiuni sau boli riscăm să facem dacă avem deficit de vitamina D? Păi, să fim foarte întunecați și să devenim foarte albi ca niște vampiri, pentru că nu avem de unde să primim lumină, pentru că e iarnă și nu prea avem soare sau dacă avem e prea puțin, corect? Ești pe aproape, dar nu chiar. Haideți să vedem ce zice doamna doctor mai bine. Ca medic endocrinolog, aș vrea să povestesc puțin despre paratiroide. Paratiroidele lucrează moment de moment în corpul nostru pentru a asigura homeostazia calciului. Însă ele au nevoie și de vitamina D. Absorpția calciului în organism, reamintim că este făcută cu ajutorul unui nivel optimal de vitamina D. Ce se întâmplă în momentul în care nu avem suficientă vitamina? D, Paratiroida încearcă extragerea lui de la nivelul oaselor și astfel apar practic problemele la acest nivel. Astfel începem să vorbim de rahitism, astfel începem să vorbim de osteoporoză. Hai de la capăt să vedem pașii către vitamina D. Poți să iau totuși pe lângă soare, dar nu prea mult vara și oricum prea puțin iarna și din alimentație, lapte, brânză, carne, ouă. că mama vouă, lapte, carne, oh, 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 oh. Nu iau vitamina D de capul meu. Merg la doctor, facem niște analize și apoi vedem care e doza optimă pe care trebuie să o iau. Dar totuși nu-mi plac pastilele alea de vitamina D, că sunt prea mari, prea babane și nici nu le pot înghiți și mai ales miros ciudat și nu știu, nu-mi plac. Devid 2000 se găsește în capsule mici, moi, în bază uleioasă, astfel încât absorpția gastrointestinală să fie facilitată, să fie ușor de înghițit, iar complianța pacienților să crească datorită dimensiunii ei și a faptului că sunt moi, nu au gust, nu au miros și practic nu deranjează cu absolut nimic. Ia uite! Astea nu sunt așa babane. Ok, ok, gata, m-ați convins. Dar mai am o întrebare și pentru doamnele însărcinate de acasă, că știm că e mai greu cu suplimentele. Pot lua? Nu există contraindicații în administrarea de V2000. Gravidelor le este chiar indicat de cele mai multe ori să urmeze un supliment de vitamina D care să ajute și în parte de maturarea fătului. Sarcina în sine consumă foarte multe vitamine și minerale iar fătul are nevoie de acestea pentru a se dezvolta. Deci, poate fi o variantă chiar Fericită în cazul gravidelor. Și acum, recapitulare, și cu doamna doctor! să reamintesc că este implicată în imunitate, este implicată în homeostazia calciului, deci practic ne face oasele sănătoase, ne face mușchii puternici și ei ne susțin corpul, este implicată în bolile autoimune unde își poate aduce un impact pozitiv destul de important și să nu uităm Că, în momentul în care poate ne simțim puțin triști, obosiți și nu știm de ce fiecare zi uh, începe poate deja obosiți, uh, ar putea fi acolo în spate un deficit de vitamina D. Acum că știi lucruri despre vitamina D, împărtășește le și cu cei dragi și fă o analiză așa de control. Dacă nu ies exact cum ți-ai imaginat, nu te speria. Mergi frumos la medicul tău și spunei că vii din partea noastră. Hai, și dacă tot! Scrie-ne și nouă în comentarii ce ți-a zis doctorul. Acest material a fost realizat cu sprijinul Pharma Brands, cărora le mulțumim. Ați aflat de la doamna doctor care sunt calitățile produsului lor de vid 2000. Sunt Diana și ne vedem data viitoare mai însoriți la următorul episod cu doza ta de sănătate. Pa!